Bună ziua și salutare pentru toți discipolii Școlii Raionale de Sport Orhei, probă de sport, atletism. Antrenor doamna Pavliuc Liubă. Vreau astăzi să demonstrez pentru elevii mei un antrenament în condiții afară, dar pentru acei care au grădină, au spațiu, care trăiesc casă pe pământ, este posibil să faci acest antrenament, să-l îndepliniți, care nu are aceste posibilități. Eu o să arăt exerciții, o să demonstrez exerciții care se pot îndeplini acasă. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că mi-e dor de voi, de toți, toți elevii mei, grupa anul 1 începător și grupa anul 2 avansați. Încă o dată vă salut, vreau să avem o dispoziție bună și vreau, vă doresc să fiți sănătoși, să ne întâlnim cu, mai curând să ne întâlnim cu dispoziții bune și să prelungim antrenamentele. Vreau să vă aduc aminte că atletismul, alergările este o motivație puternică pentru noi toți să ducem un mod sănătos de viață, că să avem o sănătate bună, să dezvoltăm calități motrice speciale, generale și moral volitivi. Moral volitivi îmi pare foarte bine când elevii sunt prietenoși, când elevii se ajută reciproc, se stimează unul pe altul și dezvoltă o voință puternică și frumoasă. Bine, ca să nu pierdem timpul, acum toți care au posibilitate să alerge în grădină sau au un lot unde pot să fie nu mai mult de 2-3 persoane, vă rog să începem cu alergare lentă. Dacă terenul este de 50 de metri sau astea, se poate 5, 6, 7, până la 10 cercuri. Alergare lentă. Și ne pornim la treabă. Încălzim bine mâinile de la brațe, se poate în mișcare, se poate pe loc. Deci țele bine. În mișcare, brațele întinse, la fiecare pas. 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Oprim pe loc, mușchii de la gât, de la cap, ușurel, lent, doi, diferite răsuciri. Înainte, înapoi, așa, mâine pe omoplat,
la picioare, picioarele toate sunt plecate, ne ridicăm pe vârfuri, spatele drept, ținuta dreaptă, privirea înainte și zâmbet pe față. Repetăm 3, 4, 5 ori, bine, după fiecare exercițiu relaxăm, relaxăm brațele, mușchii de la brațe, la picioare. După mine, puteți să îmi primiți un exercițiu simplu, dar foarte, foarte efectiv. Uitați, toți participă, toate grupele de mușchi, încordăm mușchii. 3, relaxăm, 1, 2, încordăm, relaxăm. Așa, bine. Prin exercițiu, prin săritură. 1, 2, ușurel. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa, bine. Știrea brațelor, lent, amplitudă mare. Respirația pe nas și pe gură, gura deschisă. Fiindcă mușchii de la inimă trebuie să acumuleze cu oxigen, de atât e foarte important că respirația să fie pe nas și pe gură. Tac, poziția inițială, poftim după mine, brațul drept deasupra capului, așa, 3, 1, 2, 3, 4, bravo la cei care cu mine împreună îndeplinesc exercițiile. Sunteți foarte bravo. De ajuns. Plecare înainte. Atent înapoi. Să nu cădeți. 1, 3, 4, 1, 2, 3. Dați înapoi. Cine poate, poate să atingă cu pieștele călcâile. Tak, bine, de ajuns, relaxăm, brațele sus, rotirea trunchiului în diverse poziții, despre dreapta, spre stânga, înainte, înapoi. Puteți mai multe ori să îndeplimiți și rotirea abdomenului, mușchii de la abdomen. Mușchi trebuie să fie încălzite bine. La atletism, pentru a face efort mai mare, trebuie tot organismul, toți mușchii trebuie de pregătit. În primul rând, mușchii de la motorul nostru, mușchii de la inimă, căile respiratoare și toți mușchii începând de la cap până la picioare. Dacă plecare înainte, întindem în sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, uitați, genunchii nu sunt doare, uitați, vă stăruiți picioarele să fie drept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa, de ajuns, bine, răsuciri, 1, 2, picioarele rămân în această poziție, trunchiul se răsucește. 1, 2, picioarele se mindoiete. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, așa, pentru mușchi lateral, mâna pe genunchi și ne ajutăm. Cu mâna ajuns piciorul, cât mai departe să... Așa, articulațiile. Bine, mușchi de la talpă, mușchi glizne, așa, da, un exercițiu simplu, dar foarte efectiv, după mine îndeplinit, uitați, 1, 2, 3, 4, 5, foarte bine, cu zâmbet și cu dispoziție bună. Noi suntem sănătoși și vom trece de toate greutățile ce ne apar în viața noastră acum.
prin diverse exerciții, prin diverse alergări, a să obține multe, multe dispoziții bune, curaj, dezvoltăm voința noastră. Так, бини. Не рвать снова мушки дела печуари. Спрежем пимен. Так, мешкаря часто. И старым женунки сатинга. Талпа, мушки дела талпа, партичпы. Партия опусы. Так, în mișcare. În mișcare, pe diagonală. 1, 2, 3, 1, 2, 2, exerciții speciale pentru alergători. Так, alt exercițiu. Salt în sus. Exerciții de relaxare. La atletism nu poate fi mușchi tot timpul încordați la picioare, mai ales. Trebuie de relaxat. Iar ne punem exerciții. Mușchii lucrează. La repauze relaxăm mușchii. Ridicarea genunchiului accentuat. Cel mai principal exercițiu pentru alergări. La atletism. Hop, 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 hop. Brațele înainte, înapoi. Exercițiile speciale și tehnicile la alergări se îndeplinesc pe partea dinainte a tâlpii. Nu se aleargă și nu se fac exercițiile pe toată talpa. Sunt exerciții care cu salt în sus, da, bătaie de pe talpă și în ultima fază participă prima parte a tâlpii. Mai îndeplinim câteva exerciții speciale. Yeah.
Am plecat. Dacă se slăbesc șiretul, numai decât trebuie de oprit și de legat într-așa mod ca încălțămintea să fie strâns pe picior. Strâns ca să nu cadă în timpul exercițiilor. Dar nu uităm după fiecare exercițiu relaxare. Și ultimul exercițiu înainte de alergări. Acum, 80-90% organismul nostru cât de cât este pregătit pentru a face un efort mai puternic, adică alergări, accelerații. Acum, vreau să demonstrez câteva exerciții. Ce se poate de făcut stând acasă, în condițiile casnice, care nu aveți acces și nu aveți grădină? În primul rând, după peste 5-6 minute, după ce am terminat toate aceste exerciții, la atletism, la alergări, odihna trebuie să fie activă. Adică mergem, relaxăm mușchii, nu ne așezăm undeva la pat sau la pat, mergem liber și relaxăm toate grupele de mușchi. În poziții când stăm acasă, ce se poate din atletism? Foarte multe exerciții. Primul exercițiu care simplu de îndeplinit, dacă este coardă și aveți posibilitate, 5-6 serii câte 50-60 de sărituri cu coardă. Adică noi știm săriturile cu coardă, aterizarea pe partea dinaintea tălpii, uitați, dacă brațele se mișcă, nu au luat coardă, ați făcut 50 de sărituri, ne relaxăm o minută, două, trei, iar revenim. Așa, pentru cei care stau acasă, 5-6 serii, câte 50 până la 100 de serituri pentru sportivii care sunt sportivi de performanță, sportivi puternici. Mai departe, al doilea exercițiu. Alergare pe loc, cu genunchii ridicați. Ce trebuie de făcut? Dacă aveți secundomer sau aveți secunde la mobil, 10 secunde, 10 secunde,
voi îndepliniți acest exercițiu. Și numărați numai de câte ori în 10 secunde se ridică genunchiul drept. De pildă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ați numărat mulțit la 2, la 2 picioare. Ați aflat, de pildă, de câte ori ați ridicat picioare. Cel mai bine 50. Pentru sportivi puternici care sunt pregătiți. Pentru ceilalți începători. 40 de ori. Încă o dată. V-ați aranjat. Dacă cineva vă ajută cu secundă, spune atenție. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și așa mai departe, în 10 secunde. V-ați îndeplinit 5-6 serii. V-ați odihnit în mișcare. Diverse exerciții de relaxare. Sau pur și simplu ne mișcăm. Dacă aveți acasă, dacă vă place să îndepliniți exercițiile sub o muzică activă, sportivă, mai lentă, frumoasă, care vă dirige, dedică dispoziția, poftim. Asta este încă o motivație să îndeplinești exerciții cu mai multe dispoziții. Так, după ce ne-am odihnit, de pildă, da? 5, 6, 4 minute. Când noi simțim că bătăile inimii cât de cât s-au restabilit și dacă vă permite sănătate, tot e regulă, nu vă doare capul, n-aveți amețeli, prelungim mai departe. Dar dacă observați, când îndepliniți exerciții, vă se face rău, mai bine să vă opriți, și să vedeți ce se întâmplă mai departe. Câteodată, da, câteodată poate pur și simplu așa, din oboseală. Dar dacă ceva mai serios, trebuie să vă adresați la medic 112, dumneavoastră știți, dar eu cred că sportivii sunt mai puternici decât alții elegi, că ei zi de zi se ocupă cu exerciții fizice, alergări, diverse jocuri sportive și totuși țocotcă este organismul mai călit și mai puțin dispus la diferite boli. Acum, alte exerciții pentru cei care stau în casă. A treilea. Sărituri, fondări prin săritură, spate cu implicarea brațelor, spate brațele la șolduri. Eu mai bine fac cu implicarea braț. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3. Uitați, brațele lucrează, picioarele se împinge piciorul de urmă, piciorul de urmă se împinge și e ușor de plinit. Acum, pe sfânt, 3, 4, 5, serii, câte 20 sărituri, pentru cei mai puternici, mai sportivi din grupa de avansate, până la 40-50 de sărituri. Am făcut acest exercițiu iar 3-4-5 minute. Ne relaxăm. Sunt foarte multe exerciții care se poate îndeplini la podea. Pe urmă să demonstrez încă peste o săptămână un complex care se poate de făcut în casă, stând pe podea, diferite exerciții interesante. Și ultimul exercițiu care aș vrea să vă împlinit, așezări cu sărituri, care foarte este un exercițiu puternic pentru alergători. Dezvoltă forță vitală. Cine poate, din poziția și cu sărituri în sus. Să începem. 1, 2, 3, 4, 5, antrenoare 5, dar voi 3-4 serii, fetele până la 10, băieții până la 15-16. Este un exercițiu de forță puternic
și da, te... noi trebuie să depunem mai multe efort decât alte exerciții care pe loc. După aceea sunt deplinit seria aceasta de exerciții. Sunt multe exerciții de relaxare și totodată dezvoltarea elasticității. Diferite exerciții. Primul, simplu, prin aplecare, elasticitatea. Toți mușchii trebuie de relaxat. Un exercițiu pentru atlet, stând pe omoplască, picioarele sus, eu nu am mai aceste condiții acasă, aceste condiții sunt. Atleții știu, stând pe omoplat, picioarele relaxăm în timp de 20-30 secunde. Pentru mușchii de la picioare, cea mai bună relaxare. Și tot așa se poate relaxat prin mers. Mergem liber. Sau îndeplinim leaca de relaxare. Hop, 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 hop. Astea au fost câteva exerciții pentru atleții mei care stau în casă. Dar acum vreau să demonstrez câteva accelerații care pentru elevii, pentru discipolii mei care au condiții în grădină, acasă, unde trăiesc. Acum 2-3 accelerații pe diagonală și la ce trebuie să tragi atenție? În primul rând, mișcarea brațelor. Înainte, înapoi. Nici într-un caz nu se efectuează această mișcare. Iaca, înainte, înapoi. Înainte, înapoi. Înainte, spate. Acei care stau acasă, foarte bun exercițiu. Imitația. Imitația mișcărilor brațelor. Uitați-vă. 1, 2. Sau în poziția aceasta, spate. 1, 2, 3. Uitați-vă brațele cum trebuie să lucreze. Nu se duc brațele încolo. Și nici nu se lasă în jos. Mișcarea, uitați, semi-îndoiete coatele, dacă această mișcare, așa și frecvența pasului la accelerație trebuie să fie, accelerația se îndeplinește treptat mărim viteză, treptat se mărește viteză. Înainte de alergare de viteză sau de rezistență, 4, 3, 5 accelerații, câte 30 până la 60 de metri. Atunci se socoate că căile respiratoare sunt pregătite, mușchii toți sunt pregătiți, psihologic elevul e pregătit și cel mai principal, mușchii de la inimă sunt pregătiți pentru a se concura sau pentru a face un efort mai puternic la secunde, la comanda antrenorului și așa mai departe. Acum vreau să demonstrez câteva accelerații cum corect de îndeplinit. Strageți, vă rog, atenție la piciorul când se plasează, nu se plasează pe talpă, dar pe partea dinaintea tălpii. Uitați, iaca mișcarea. Mulți încurcă și calcă pe toată talpa sau pun călcâiul. Asta nu-i corect. Se pune, uitați, partea dinaintea tălpii. Mișcarea aceasta. Mă duc să fac acele șinereți. 2 minute. Cât? Nu, lasă, nu-i nimic dacă să treacă și să preț.
strag atenția. Când ne primim accelerația, treptat mărim viteza. Da? Ta, 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 ta. Și la sfârșit, iar viteza se schimbă. Frânarea trebuie să fie, nu imediat, dar treptat. Și numai decât odihna trebuie să fie activă, înseamnă dacă îndeplinim accelerații de pildă 50 de metri, înapoi 50 de metri, noi mergem la pas, relaxând mușchii de la picioare, respirație liberă, ajungând iar la start, controlăm, tot normal, mă odihnesc o minută, două, trei și repet. De la început nu recomand viteză maximă de 100%, da? Accelerația se începe 50-60%, se termină cu 80-90%. Noi acum nu suntem pregătiți după aceasta că stăm mult acasă pentru efort mare și eu nu socot că antrenamentele acum trebuie să fie de o oră jumate sau de două ori, trebuie să fie prescurtate, având în vedere că mulți sunt acasă, în apartamente și nu poate mai mult, cel mult 30 în apartament, 40 de minute. Dar ce vă recomand eu? Aceste exerciții care sunt făcute, care sunt îndeplinite în condiții casnice, se poate de repetat două ori pe zi, se poate de repetat nu numai de 4 ori antrenament când avem pe orar, dar în toată ziua. Pur și simplu, voi trebuie să aveți grijă de voi să fiți sănătoși. Înainte cu o oră nu trebuie de mâncat, înainte de antrenamente, știți că asta influențează rău. După asta tot peste jumate de oră. Și să fie casă, să fie deschis geamul, să fie aer curat. Dar cum aș vreau să spun asta, eu am demonstrat un antrenament, un mini-antrenament pentru sportivi începători, unul avansat, doi, dar mai mult în condiții de mici, condiții care noi nu avem acum posibilitate să ieșim pe terenul de sport, să ieșim la stadion. Așa că vă rog să fiți atenți după fiecare exercițiu, să fiți atenți cum vă simțiți. Vă doresc să aveți o dispoziție bună. Eu vă iubesc și cu mare nerăbdare aștept să revenim la antrenamente, să vă îmbrățișez. Dar acum vă doresc o zi bună și ne întâlnim. La revedere! Mulțumesc de atenție!